Bine m-am regăsit în 2022. Cred că nu sunt singura care are ceva probleme la început de an în a pronunța anul care trebuie. Acum venea să spun 2021, de exemplu. Da, mă rog, în fine. Așadar, după cum spuneam, bine v-am regăsit în 2022. Sper că ați avut sărbători cu bine alături de cei dragi. Pentru noi au fost niște sărbători așa pe relaxare, pe chill, cum s-ar spune. Și a fost foarte bine așa. Dar de azi, gata la muncă, pentru că azi este 3 ianuarie când filmez. Așa că am zis că trebuie să încep în forță și săptămâna și anul și să nu mai amân ziua de filmare. Și vreau să vin în fața voastră cu un clip ceva mai relaxant, să-i spun, așa ca de revenire, să-mi fie ușor să-l filmez și să-l editez până mi-intru în ritm. Așadar, m-am gândit să vă arăt ce am păstrat din calendarele de advent pe care le-am avut în decembrie și să fac și pentru mine un inventar cu ocazia asta, să văd ce și cum și să le ordonez după aia să le pun la locul lor. Skincare la skincare, haircare la haircare, machiaj la machiaj și așa mai departe. Bun, au fost 3 calendare. Calendarul de la Yves Rocher, de la ASOS și de la Rituals. Și zic că nu mai este rost de alte introduceri și să ne mai lungim pe aici, așa că hai să începem și mi-am pus aici în această cutie produsele pe care le-am păstrat din calendarul de la Yves Rocher. Să începem cu asta pentru că sunt ceva mai puține decât la ASOS și Rituals. Și prima oară am păstrat aceste două produse din gama Elixir Botanic, pentru că este o gamă nouă pe care vreau să o încerc și este vorba despre crema de zi și crema de noapte. Cam așa arată ele, sunt în variantă mică de 7 ml, cred, da, 7 ml fiecare, bineînțeles, și numai bine, pentru că mi-am dat seama că nu mai am cremă de față, nu știu cum s-a întâmplat, eu eram convinsă că mai am un backup la acea cremă de la Yves Rocher din gama cu mușețel, Sensitive Chamomile, știți că îmi place foarte mult, și eram ferm convinsă că mai am un backup din acea cremă. Și stăteam foarte liniștită și mi-am dat seama că nu mai am niciun backup și am rămas fără cremă de față. Mă rog, mai am o singură variantă travel la o cremă de la Clinique, care mă salvează momentan până mi-au altă cremă, dar numai bine că mai am și astfel de variante mici pe care să le încerc. Bun, deci astea au rămas la mine. Mai departe, tot pe varianta de skincare, tot pe zona de skincare, am păstrat acest gel de curățare din gama Pure Alg. Este în varianta travel size și l-am păstrat fix pentru asta, pentru călătorii, pentru că eu în călătorii, când vine vorba de demachiere, îmi place să iau ori balsamuri, ori uleiuri de demachiere în variantă mică, dacă se poate, dacă nu folosesc eu recipiente mici. Și după aia să vin cu astfel de geluri de curățare. Și nu mai aveam, cred că mai am doar unul sau jumătate din unul în variantă din aceasta travel. Și am zis că ok, îl păstrez că o să fie bun pentru călătorii. Tot în zona de skincare, rămânem în această zonă, am păstrat cele două măști. Da, s-au zis și telefonul, îmi cer scuze. Și am păstrat masca cu mușețel și pe cea cu gălbenele, pentru că sunt foarte curioasă de ele, nu le-am încercat până acum și vreau să văd cum sunt, bineînțeles. Una dintre ele este tip spumă, aceasta cu mușețel, așa că sunt foarte curioasă să văd cum se comportă. Ar trebui să fie niște măști calmante, deci dacă, nu știu, folosesc mai mulți acizi sau am tenul iritat, ar trebui să fie foarte ok aceste măști. Am păstrat și oja din calendarul de advent de la Yves Rocher. Deși eu am ojă semi pe mâini, la picioare folosesc ojă normală, vara în special. Și mi-a plăcut foarte, foarte mult nuanța. Vă spun îndată ce nuanță este. Da, este în franceză nuanța, așa că îmi cer scuze pentru pronunție. Gingembre rouge. Da, iar am ucis limba franceză, este nuanța numărul 8. Poate așa vă ajută mai mult să dați de ea. Mi-a plăcut foarte, foarte mult nuanța și am zis că o păstrez, o să fie perfectă pentru pedicură. La capitolul haircare am păstrat două produse și anume această mască reparatoare, 2-in-1 mască tip balsam. Mi s-a părut interesantă și la fel nu am încercat-o, așa că o să ajungă în arsenalul meu de haircare, de îngrijire a părului și am mai păstrat acest fluid, cum să-i spun, ei zic aici rinse. Este acest produs cu oțet, care am înțeles că se folosește după spălare. Este practic un fluid de limpezire, de clătire, ceva de genul acesta și conține oțet de zmeură.
Ok. Și am zis că vreau să-l încerc, pentru că nu l-am mai avut până acum. Și am păstrat și acest gomaș pentru corp, pentru că mirosea foarte bine, dar și pentru că mie îmi plac scrub-urile de corp și nu mai am atât de multe, așa că am zis că acesta trebuie să intre în colecție și trebuie să mai miros odată, pentru că, oh, Doamne, miroase a dulceață de caise, cred că am spus, da. Este cu pudră din sâmburi de caise și miroase foarte, foarte bine. Și am mai păstrat ceva, dar nu știu sigur totuși dacă va rămâne la mine sau nu. Am păstrat rujul, care vedeți că încă este sigilat, pentru că am zis nu știu ce să fac cu el încă. Este nuanța aceasta roșie, vă spun odată cum se cheamă, 56 satin. Așa, mai am unul sau două rujuri roșii, din care unul cred că ar trebui să dispară, s-ar putea să fie cam expirat. Problema este că nu prea am mai folosit rujuri roșii în ultima perioadă. Mă mai gândesc la asta, de asta l-am lăsat sigilat, că în cazul în care nu vreau să-l păstrez și vreau să-l dau mai departe, să fie sigilat, să fie totul în regulă. Bun, acum o să umplu această cutie cu produsele de la Rituals, cred, și vi le arăt îndată. Ok, la Rituals. Am păstrat o singură lumânare din cele patru, și anume aceasta Oris Mimosa. Mi s-a promis că miroase cel mai bine dintre cele patru și oricum am lumânări momentan, am destul de multe, așa că nu era cazul să le păstrez pe toate cele patru. Ea miroase binișor așa în recipientul ei, să vedem cum o să fie când o aprind. Știu că am păstrat la fel vreo două lumânări sau trei din calendarul de anul trecut de la Rituals și nu miroseau foarte tare când le aprindeai. Sunt la categoria me, adică nu aș da banii pe, pe o lumânare full size de la Rituals, nu mi se pare că merită. Ok, ce am mai păstrat? Am păstrat două spray-uri de corp, doar două, da, doar două, și anume din gama Rituals of Sakura, pentru că îmi place foarte mult gama asta, și este un mist pentru păr și corp acesta. Și bineînțeles că miroase foarte bine, la fel cum miroase toată gama. Da, și nu mi se pare că este neapărat, sau nu mi se pare că este doar de primăvară mirosul ăsta. Mi se pare că merge tot timpul anului. Și am mai păstrat din gama aceasta Amsterdam Collection, pentru că mi-a plăcut și ambalajul și îmi place și mirosul, cu lalele, ar spune ei, și Japanese yuzu. Yuzu cred că este un fruct, dacă nu mă înșel, sper să nu greșesc, ceva japonez. Dar mi-a plăcut mult și arată bine și recipientul. Și am mai păstrat aceste recipiente, din nou, din calendarul de anul trecut, și am pus spirit în ele și le-am prin geantă ca să mă dezinfectez. Sau să dezinfectez anumite suprafețe dacă este nevoie. Bineînțeles, pe lângă dezinfectantul normal. Da, în fine. Astea sunt vremurile pe care le trăim. Mai departe, le-am păstrat pe acestea două din gama Ritual of Mer, pentru că am înțeles că această gamă înlocuiește gama Ritual of Happy Buddha și mi-e place foarte mult, sau îmi plăcea foarte mult acea gamă și am zis că trebuie să le am și pe astea. Gama aceea era cu ceva citrice și lemn de ceva cedru, dacă nu mă înșel, nu mai știu exact, și era un miros citric, ușor bărbătesc, foarte, foarte fain. Și am văzut că și acesta, da, are sweet orange și cedarwood, deci portocală dulce și lemn de cedru. Are fix aceleași ingrediente și mi s-au părut interesante produsele în sine. Unul dintre ele este un ulei de baie bifazic. Acum nu-l vedeți pentru că eu l-am agitat. Acesta este. Și celălalt este Body Mousse to Oil. Deci este un fel de spumă care înțeleg că se transformă în ulei atunci când este aplicată pe piele și nu cred că este spumă de duș, pentru că aici la instrucțiuni spune să aplici și că nu trebuie să clătești după. Deci e pentru hidratare, hrănire acest produs. Oricum, la fel mi s-a părut interesant, n-am avut nimic de genul, așa că le-am păstrat să fie acolo să le folosesc. Ce am mai păstrat? Am păstrat pentru păr
din gama Ritual of Hammam. Am păstrat balsamul și șamponul la fel pentru călătorii, pentru că sunt în formatul acesta mai mic și mereu am probleme cu șamponul și balsamul când călătoresc. Și anume că este greu să găsesc în format din acesta micuț. La geluri de duș este mult mai simplu, dar la balsamuri și șampoane este mai greu să găsesc formatul ăsta, așa că pe astea le păstrez în ideea în care vom mai călători anul acesta, sperăm. Ce mai am? A zburat pe aici, nu vedeți voi, a zburat o panglică de la cutie. Am mai păstrat un scrub. Ce vă spuneam, că îmi plac scrub-urile de corp, din gama Ritual of Karma. Și spun ei că este o pastă tip scrub, sau un scrub tip pastă, mai degrabă, cu argilă și ceai alb. Este în varianta aceasta. Am mai avut ceva de genul ăsta, cred că din gama Ritual of Sakura. Nu este foarte grunjos acest tip de scrub, nu oferă cea mai bună exfoliere, dar e ok. Dacă ai o piele mai sensibilă și nu vrei să freci acolo, să zgâri, astfel de produse sunt ok. Hai să-și mirosim, dacă tot suntem la acest clip. Da, mirose foarte bine. Ușor fructat, așa. Merge pentru vară mirosul acesta. Și tot din gama Ritual of Karma am mai păstrat acest mini gel de duș, că nu e chiar travel, mi se pare mai mic decât o variantă travel. Dar, la fel, pentru călătorii o să fie foarte ok și arată așa, foarte, foarte simpatic ambalajul. Da, cam asta cu gama Ritual of Karma. Am mai păstrat o spumă de duș, pentru că sunt înnebunită după aceste spume de duș de la Rituals și este și o gamă pe care n-am mai încercat-o, Serendipity. Îmi place și ambalajul, bineînțeles, pentru că este cu albastru. Și încă nu știu cum miroase, pentru că a fost singurul produs din gama asta, din acest calendar și nu l-am desfăcut, pentru că odată ce apăs aici și scot produsul, o să facă multă, multă spumă și nu vreau să-l stric. Vreau să-l păstrez, să fie așa intact până când o să vină vremea lui, dar presupun că miroase bine. În afară de o gamă, cred că o singură gamă, cred că fix asta, Ritual of Hammam, dar cred că era cu altceva crema aceea de corp. În fine, am avut o cremă de corp din gama asta, Ritual of Hammam, care nu mi-a plăcut ca miros. În rest, cam tot ce a fost de la Rituals mi-a plăcut. Mai am o cremă de corp, că tot vorbeam de asta, din gama Ritual of Ayurveda. Din nou, o gamă preferată. În ce privește aromele, pe primele trei locuri pentru mine ar fi Ritual of Ayurveda, Ritual of Sakura și Ritual of Happy Buddha sau Ritual of Mer, cum se numește mai nou. Nu știu care ar fi ordinea exactă, dar acestea trei sunt acolo în top. Și mai am un produs pentru ten și este un ser anti-aging cu floare de șofran și ceva lotus, holy lotus. Știu că și anul trecut am avut ceva produse pentru ten, nu cred că vedeți mai mare lucru, pentru că e ambalajul alb și nu prea se vede din cauza ring light-ului, dar știu că anul trecut nu cred că am păstrat nimic, sau am păstrat o singură fiolă, erau niște fiole tot așa de hidratare și a fost ok fiola aia, dar nu m-a dat pe spate, adică Rituals sunt foarte cunoscuți pentru produsele lor de corp, de îngrijirea corpului. La capitolul îngrijirea tenului, nu știu dacă excelează neapărat, am mai păstrat un produs pentru păr. Văd că am ceva cu produsele pentru păr și o să vedeți că și din calendarul de la ASOS am păstrat destul de multe produse pentru păr. Și este o mască aceasta de la Rituals din gama Elixir Collection și este cu keratină și ulei de argan. Și arată cam așa și miroase foarte bine, să știți. Și ultimul produs de la Rituals pe care l-am păstrat este o cremă de mâini, nu se putea, Ritual of Jing sau Ying. Încă n-am aflat cum se pronunță această denumire și arată așa. Este în varianta full size, este produsul care a fost în ultima zi pe 24 și miroase bine. Este un miros ușor floral, dar foarte relaxant, așa. Este tot cu lotus, acel sacred lotus și jujube, iuiube. Nu știm ce este jujube, iuiube, dar produsul miroase bine. Bun, și acum
să fac plinul din nou cu produsele de la ASOS. Mă rog, din calendarul de la ASOS, că ele nu sunt de la firma ASOS, sunt de la firme diferite. Da, în fine. Hai să încep cu produsele pentru păr din calendarul de la ASOS, dacă tot le-am menționat. Și am un ulei pentru păr de la Beauty Works. Vine în acest ambalaj dubioșel, dacă e să mă întrebați pe mine. Se desface de aici, dar nu știu cum o să fie după ce îl desfac. Sper să stea bine, să nu curgă uleiul pe aici. Pentru că are 30 de mililitri, adică o să țină ceva. Fiind ulei de păr, trebuie câteva picături. Și sper să stea cum trebuie aici. Și acesta a venit împreună cu acest pieptene. Și l-am păstrat și pe el pentru că nu aveam nimic așa cu dinți ăștia așa mai mari și rari. Și o să fie foarte ok pentru măști de păr, de exemplu, pentru balsam. Așa că le-am păstrat pe amândouă, așa la pachet cum au venit. Mai departe am păstrat Olaplexul, evident, pentru că sunt foarte, foarte curioasă de el. Este super extra mega lăudat peste tot, așa că trebuia să văd și eu care e treaba cu el. Este Olaplex numărul 3. Am înțeles că sunt mai multe numere și fiecare face câte ceva. Acesta este pentru toate tipurile de păr și ar trebui să repare părul și să întărească firul de păr. Ok, o să vedem. Sper să fiu dată pe spate de acest produs, la câte laude și-a primit de peste tot. Tot pentru păr, mai am un balsam 3 în 1 de la We Are Paradox. N-am auzit în viața mea de această firmă, dar ok. Și are ceva mușchi, nu știu ce, caragen mas. În fine, mi-a plăcut și ambalajul, sincer să fiu, așa că l-am păstrat, să vedem care e treaba cu el. Și tot la capitolul păr am păstrat și acest Invisibubble, care a fost folosit deja. De când l-am scos din căsuță, l-am tot folosit, de asta e mai lărguț așa. În interior are efectiv un Invisibubble din acela, știți voi, fir de telefon din acela vechi. Și este învelit în acest material textil și lucios și sclipicios. A fost cred o ediție de sărbători sau ceva de genul ăsta, dar îmi place cum arată, deși s-a cam lărgit și acum merge cam de 3 ori pus în jurul cozii, cocului, ce vrei tu să-ți faci. Da, l-am păstrat și pe asta și l-am și folosit, după cum vă spuneam. Pentru ten am păstrat această mască de la Dr. Jart Soothing Hydra Solution. Este o mască hidratantă. Știu că am mai avut o mască hidratantă de la Dr. Jart și era foarte faină, gen foarte, foarte hidratantă. Mi-a plăcut super mult și sper să fie ok și asta. Pentru ten am mai păstrat o variantă mică din Take the Day Off de la Clinique, balsamul acela de machiant super, super cunoscut, care este foarte bun. Acesta chiar își merită laudele și o să meargă numai bine în călătorii, ce vă spuneam. Acesta în combinație cu gelul de curățare de la Yves Rocher o să facă treabă bună. Stați să vi-l și arăt. Să-l scot din ambalaj. Este așa, cu ambalajul mov arhicunoscut. Foarte mult îmi place și îl mega recomand, chiar dacă are un preț destul de mare, dar e foarte bun. Și nici nu trebuie mult produs ca să cureți tenul. Dacă ai mereu machiaj smoky și un machiaj foarte, foarte strident și puternic, s-ar putea să trebuiască mai mult ca să te demachiezi, dar la un machiaj așa simplu, cum am eu, nu trebuie foarte mult. Ok, pentru ten, aici ajunsesem, nu? Da, mai am două seruri. În primul rând, de la Estée Lauder Advanced Night Repair, pentru că la fel nu l-am încercat până acum, dar știu, cred că sunt singura de pe planeta asta. Și dacă tot am ocazia, bineînțeles că am păstrat produsul și vreau să văd care-i treaba cu el, că știu că e destul de lăudat. Și un alt ser de la Caudalie, din gama Vino Perfect. Este un ser pentru luminozitate, din ce am înțeles eu. Și el e cam așa. Ok. Și ar mai fi încă 3 produse, ok, sunt multe produse pentru skincare, de la Charlotte Tilbury. Am păstrat această cremă. Uite, mai am o variantă mică de cremă până îmi iau eu una ca lumea. Este o cremă hidratantă și este primul și singurul produs de la Charlotte Tilbury pe care îl încerc. Sper să nu fie și ultimul. Îmi doresc foarte mult să încerc acel Pillow Talk, rujul foarte cunoscut de la ea.
Și poate odată să mi-l cumpăr, cine știe, poate chiar anul acesta. Da, cam așa arată și recipientul, arată foarte, foarte, foarte bine și cu siguranță am să-l păstrez după ce se termină produsul dinăuntru. Bun, mai am un gel de curățare cu acid glicolic de la Revolution Skincare London. Este un gel exfoliant fiind cu acid glicolic, însă are și exfoliere chimică, da, acidul în sine, și are și exfoliere mecanică, din ce am observat, am desfăcut și am văzut chestia asta, are și ceva particule foarte, foarte fine. Deci dublă exfoliere. Sper să nu fie prea mult pentru ten, să nu-l irite în vreun fel. Dar am fost curioasă de el, așa că l-am păstrat și pe asta. Cred că am pronunțat cuvântul curioasă de 11.000 de ori clipul ăsta. Bun, și tot pentru skincare am păstrat un toner de la Elemis, ceva cu caise. O loțiune calmantă. O loțiune tonică calmantă. Este în varianta full size și mi-a plăcut pentru că e cu fâs-fâs. Are acest aplicator, deci ar trebui să fie foarte ok de aplicat și e variantă mare, mare, 200 de ml, o să mă țină mult și bine. La capitolul make-up, să-i spunem, da, și asta este la make-up, de la Urban Decay am un primer pentru față, All Nighter, și la fel, l-am păstrat pentru că n-am încercat până acum acest produs și vreau să văd și eu care e treaba cu el, nu? Dacă tot l-am găsit în calendar, este o variantă micuță. Nu pot să zic că sunt mare fan primere, dar poate dau peste unul, cum ar fi ăsta, care o să-mi schimbe părerea. Și mănâncă ceva aici. Așa, trec un fir de păr. Și bineînțeles am păstrat și rujul de la MAC, cu care sunt și dată acum. Este în nuanța Whirl. Whirl. Am să scriu undeva pe aici. 626, așa arată ambalajul, nuanța, e cea de aici, cumva, stați să-l și scot, pentru că mă așteptam să fie un maroniu mai cald, însă pe buzele mele, nu știu cum prinde camera, este un maroniu destul de rece, mult mai rece decât mă așteptam eu să fie, stați că vi-l arăt îndată, cam așa, vedeți? Pare un nude destul de cald, destul de cu minte, însă pe buze mi se pare mai închis în primul rând și ceva mai rece. Să-mi spuneți și voi cum îl vedeți, dar s-ar putea să distorsioneze camera culorile. Dar ca formulă îmi place super mult și este destul de rezistent, chiar dacă este ruj tip baton, nu la fel de rezistent ca un ruj lichid, dar ține destul de bine. Și ultimul produs din calendarul de la ASOS și din toate calendarele este această cremă Egyptian Magic, care ar trebui să fie bună pentru orice, ca să spun așa. Cred că seamănă puțin cu varianta aceea de cremă de la Oriflame, cred că o știe toată lumea, am uitat acum cum se numea, care era bună și pentru buze și pentru coate și pentru piele uscată și pentru orice. Ei, cred că așa este și acest Egyptian Magic, dar cred că este la un alt nivel cumva, cred că este și mai puternică crema și mai hidratantă. Ia chiar să o desfac, dacă tot am păstrat-o, că n-am făcut asta până acum. Da, este tip vaselină, dacă reușiți voi să vedeți acolo. Și am păstrat-o în principal pentru coate, că am coatele destul de uscate, poate pentru buze, pentru că și în zona asta am probleme și mi se usucă buzele ceva desperiat. Și acum iarna și în jurul nasului mi se mai usucă pielea, așa că poate o să fie bun acest produs. Îi spun aici că este un balsam 100% natural cu miere și ulei de măsline. Da, așa o fi. Și spun că poate fi folosit și pentru față și pentru buze și pentru corp. Deci, oriunde. Oriunde ai pielea ceva mai uscată, poți folosi produsul acesta. Da, și cam acesta a fost clipul și astea au fost produsele pe care le-am păstrat. În sfârșit pot să le pun la locul lor, pentru că până acum le-am ținut într-o pungă mare, toate la oaltă și acum pot să le împart așa, care în stânga, care în dreapta. Restul produselor care nu sunt aici vor fi împărțite spre giveaway-uri. Am reușit să fac cam 3 pachetele, ca să ne spun așa. Două vor pleca către două persoane de aici, de pe YouTube. Știți foarte bine că în luna decembrie am zis că vreau să vă fac
un cadou sau, mă rog, mai multe. Ei bine, s-a dovedit că pot să fac două cadouri către două persoane și trebuie să aleg acele două persoane săptămâna aceasta, da? Știu că a durat ceva, dar na, cu sărbători alea, sper că mă înțelegeți. Și un pachet, un cadou, aș spun așa, va merge către Instagram. Voi face și acolo un giveaway și astfel împart produsele care au rămas din calendare, care ori mi se părea că nu mi se potrivesc sau le-am mai avut și am vrut să le încercați și voi. Da, aici pentru YouTube cel mai probabil voi anunța câștigătoarele, pentru că cu siguranță o să fie două fete, două femei, pentru că da, băieții nu comentează la clipurile mele și cu siguranță cele două câștigătoare vor fi anunțate în vlogul care va veni săptămâna viitoare. Bun, și am să închei aici clipul. De săptămâna viitoare vreau să revin la două clipuri pe săptămână, să reintru în normal, dar săptămâna aceasta, am zis, a fost așa mai pe revenire și o să fie doar un clip. Bun, sper că v-a plăcut acest clip așa mai relaxant și ne revedem la clipurile viitoare. V-am pupat! Pa!